Se spune că dragostea față de frate sau de soră este diferită. Oare așa să fie? Soră versus frate. Dragoste nespusă. Diana, hai un pic, te rog frumos, repede, repede, repede. Ce? Îmi închis becul, te rog. Mai ce mă disperi, tâmpitule. Hai că mi-a închis băieț becul. Eu mă duc în be. Deci nu pot să cred, no, nu pot să cred. Bă, ți-am zis să nu te atingi de chipsurile mele, ți-am luat și ție o pungă. Dar le-am mâncat, Alia. Și eu ce mănânc? Ce ronțe când ne uităm la film? Păi, dar nu așa au zis tata să împărțim ca frații. Unde-i împărțeala în toată ecuația asta? Unde-i? Păi da, uite, împărțim o pungă. E punga mea aia. Nu mai e. Mai ai mult că fac pe mine? Mai am un pic. Te rog eu frumos că nu mai pot. Tare, tare, mai rabd un pic. Te imploră din tot sufletul meu, dacă nu mă cac în papucii tăi. Stai așa că acum ies. Te rog eu frumos, ieși acum. Spăl vasele o săptămână. O săptămână? O săptămână jumate. Două. Fie două. Cum să zic eu ce? Am făcut o bocănă și trebuie să mă ajut. Și eu cu ce să te ajut? Păi mai întâi de toate trebuie să-mi promiți că nu-i spui la tata. Bine, promit. Deci, din greșeală am spart mingea cu mingea geamul la domnul Cornel la mașină. Ce ai... Tată, să știi că... Ai zis că nu ești tot, te-ai promis. 3 săptămâni. Ce 3 săptămâni? Speli vasele ca să tac. 2. 4. Fie, 3, dar mă ajuți. Păi nu, am zis că nu-i zic la tată, dar te descurci tu. Ce soră ești și tu? Poți să-i zici? Vlad! Vlad, hai un pic, că iar m-am blocat! Vlad, m-am blocat în baie, Vlad! Da, ai zis ceva? Vlad, s-a blocat ușa, poți să rog să o deschizi, că am un date. Hai, nu, acum mă super grăbesc. Date? Ce dracu să uită la tine? Termină și deschide-mi ușa asta odată. Că dacă nu, ce? Vlad, te calc în picioare, deschide ușa asta odată, am zis. Zice fata închisă în baie. Vlad, te omor. 3 luni. Ce 3 luni? 3 luni speli vasele. Ce vorbești? Nici poveste. 3 luni? Păi dacă mi-ai făcut unghiile în 3 luni, rămân fără degete, ai nebunii? Deschide ușa asta. Cum vrei tu, eu mă duc să șlafăn un pic. Vlad! 2 luni. 4. Fie, ok, 3 luni, dar acum deschide-mă, te rog frumos. Dispăr! Vezi că o pus calul pe avarii, fă frumos. Nu-i așa că e frumoasă dragostea între frați? Veți vedea după 5-10 ani când fiecare va fi așezat la casa lui cum o să vă lipsească aceste mici certuri. Așa că profitați de ele. Iubiți-vă!